Pe 1 noiembrie, cetățenii din Republica Moldova își vor alege președintele pentru următorii 4 ani. De la proclamarea independenței încoace, țara a fost condusă de 5 șefi ai statului, 3 dintre care sunt originari din raionul Florești. Bună țară, rea croială, firarea de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Vina-i noștri, plăca-i noștri, noi rămânem tot ca proștii, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Pe 8 decembrie 1991, Mircea Snegur a devenit primul șef al tânărului stat, Republica Moldova. În timpul mandatului său, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a făcut multe pentru localitatea sa de baștină, satul Trifănești, raionul Florești. Pe vremea lui, aici au fost asfaltate drumurile, reparate școala și redeschisă biserica. Deși după 25 de ani, cadourile președintelui nu mai sunt ce au fost odată, oamenii vorbesc și azi de bine despre Mircea Snegur. Multe a făcut. Biserica a ajutat să o reconstruiască. Multe a făcut. Și a făcut tățu distrus. Biserica a mai rămas. Drumuri a făcut. Primul care a început în satul lui natal, el a făcut tare mult. Tare mult a făcut. Bun. Cu minte. Om învățat, om deștept. Nu, el a fost primul președinte al Republicii Moldova. De asta știm. A învățat la școală frumușca noi în sat. Pentru satul nostru așa, biserica a renovat-o, grădinița a făcut foarte bună, la club cred tot a dat ceva ajutor, drumurile satului au fost. Și primarul comunei Trifănești, Vitalie Boicu, are doar cuvinte de laudă pentru Mircea Snegur. Despre primul președinte al Republicii Moldova, care este de baștină din satul Trifănești, avem multe cuvinte de bine, de laudă, tare s-a stăruit pentru lumea din sat, din muzeu am făcut înapoi biserică, drumurile s-au reparat, s-au asfaltat, casa de cultură s-a renovat. Foarte mult s-a stăruit pentru poporul lui și nu mai știm dacă să mai avem așa președinte. La alegerile prezidențiale din toamna anului 1996, în turul 2 au acces Mircea Snegur și Petru Lucinski. Învingător a ieșit Petru Lucinski. Și cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, a făcut lucruri frumoase în localitatea sa de baștină, Rădulenii Vechi. Drumurile au fost asfaltate, iar școala din localitate a fost reparată și dotată cu cele necesare. Iar pentru ca oamenii să-l țină minte câte zile va avea satul, în localitate a fost fondat un muzeu care poartă numele. Această odaie este odaie unii, într-adevăr, o locuit cu, împreună cu părinții și cu toți membrii familiei, domnul Lucinski. Aici, pe cuptorul unde dumneavoastră îl vedeți, acolo pregătit lecțiile domnul președinte. Este o casă modestă, o casă curată, o casă care cu aură pozitivă. Asta e cușma domnului lui tatălui domnului Lucinski, într-adevăr, moșchirușca, cum îi zisem noi în sat, cetățenii moșchirușca, într-adevăr, era cu căciulul de cârlan. A fost bun. A făcut asfalt, a făcut fântână, a făcut și aia și aia, a făcut pentru satul Rădulenii. A fost om, e clar că... A trăit într-un sărai și cum erau părinții înainte. Pentru sat a făcut ea ca la școală, asfaltul, da, până la cimitir, el a făcut multe. El a fost foarte bun, din partea mea, dar nu știu, alții poate, oamenii nu zic nică. A făcut, de fapt, el a făcut. Și care a fost drumul ăsta de la Florești? Până în sat, apoi el a făcut. A fost om din sistem, așa. A fost om care a dus înapoi Partidul Comunist, a pus în lege, care a schimbat limba română în limba moldonească, a pus înapoi. La țară tot timpul a fost greu de trăit, de muncit, tot timpul a fost greu. Tot de oameni și de sistem au venit. Eu am făcut școală atunci și nu am făcut de bani lui, mă rog. Nicolae Timofti a devenit președinte al Republicii Moldova pe 16 martie 2012.
Pe când președintele Republicii Moldova era Nicolae Timofti, în localitatea sa de Baștină, satul Citulești, a fost construit un centru modern de sănătate. La Citulești urmau să fie asfaltate drumul de intrare, dar și cel de ieșire din localitate. Însă, n-a fost să fie. Cercat să facă, dar el era om moale. El și fost leac mai iute, a povest să facă, dar și el om moale. Și nu i s-a primit. Foarte bun. Cât a fost la conducere și la îndioști. El cum? A avut și ca fiecare om are din urmă niște ghionturi, niște una alta, nu știu cum. Dar ce ghionturi a avut el? Păi, și ghionturi. Tot din partea la Ișlanț. El a pornit ea ca drumul este, ea trebuie să-l mântuie de la Vârvăreuca, de la Vârvăreuca. A făcut o bucată de-am pe urmă după adânsul. Dar restul, ia că au rămas bucata asta, vedeți că ați venit din partea asta, vedeți că au rămas ea ca de la dânsul, nemântuită și au rămas ea ca partea asta, dacă vă duci la Ștefănești, tot de la dânsul au rămas nemântuită, că cum, au avut piețe roate. La noi în sat au făcut și grădiniță, au deschis școala și chiar aceeași drumuri s-au reparat tare multe. Cine va fi următorul președinte? Vom trăi, vom vota și... vom vedea. Dar oricine ar fi, important e să țină cont de durerile și doleanțele cetățenilor. Și e un om competent, strogu, pități aici de care de pe împrejur, care sunt tare smulți. Normal în țară și să dai lucru și la tineret, la tăți. Atunci și obou, uși n-am niciun nedavau. Tak pobacim din noiembrie mesiți, pobacim який буде президент. Ну, надо стараться вибирати чоловіка, не вибирати тішо. Даже телефони не піднімають, даже все, і їм ноль.